Predaia a fost în această dimineață la DNA. Actualul ministru al Agriculturii a dat declarații chiar în dosarul predecesorului său, Adrian Chesnoiu. Fostul ministru este cercetat de procuror pentru trucarea unor concursuri de angajare. Unul dintre beneficiari ar fi fost chiar un apropiat al lui Daia. Cum a fost, domnule ministru, a spus adevărul? Tot timpul adevărul și respect. Și care adevărul? Ați spus pile pentru cometrii? Adevărul este cel care l-am... Luați în calcul de bani din Consiliul de Administrație? În plus? Ați favorizat în calcul să vă dați demisia pentru că ați intervenit la domnul Chesnoiu? N-am inter... Pentru finul dumneavoastră? Mașina e în spate, domnule. Făceați presiuni, îl sunați pe... Ne vedem în câmp. Ministrul PSD al Agriculturii, Petre Daia, a fost audiat la DNA în dosarul în care predecesorul său, Adrian Chesnoiu, este cercetat de procurori pentru aranjarea unor concursuri de angajare. Ministrul Agriculturii a plecat de la DNA după aproximativ o oră, refuzând să facă declarații despre dosarul în care a fost citat. La intrare a afirmat doar că va spune adevărul tot timpul. Bună ziua, domnule Daia, aveți timp să răspundeți întrebărilor procurorilor. Ce căuta numele dumneavoastră în acel dosar? Ce legătură aveați dumneavoastră cu acel domn pe care l-am... Îl cunoașteți pe acel domn? Am venit în calitate de Vă spune adevărul și numai adevărul, domnule ministru, tot timpul. Îl cunoașteți? Îl cunoașteți? Chiar dacă doare adevărul, domnule ministru? Petre Daia a fost chemat la DNA după ce în interceptările procurorilor apare și numele său. Potrivit rechizitorului DNA, Chesnoiu i-ar fi cerut unui membru al comisiei de concurs să-i dea subiectele pentru examenul de angajare a lui Cosmin Mihai Corobea și a încă trei persoane. Procurorii susțin că Mihai Cosmin Corobea este o cunoștință a lui Petre Daia, care i-ar fi solicitat lui Chesnoiu să-i angajeze cunoștința pe un post de consilier în minister. Și când îl scoatem? Bă, fă-o te rog eu azi, s-o trimitem ca să îi spun să mă lase dreacu' în pace. Deci nu plecați astăzi acasă până nu faceți nota de care are nevoie pentru băiatul acela. Deci te duci la... și nu plecați până nu rezolvați problema asta azi, da? Deja am fost prea domn cu toată lumea. Ce dreacu'. Chiar la Nea Petrică vă găsireți să... Omul acela m-a rugat și el două lucruri. 3, 5, aproape 7. Da, măcar dreacu' să-i le rezolv. Tu fă ce stabilești cu mine, da? Rezolvă astea și vorbim. Te rog eu acum. Îi spune Adrian Chesnoiu celui care trebuia să se ocupe de angajarea fără probleme a pilei lui Petre Daia.